În această seară vă salut cordial cu pacea Domnului Hristos și vă invit la un subiect care poartă titlul Misterul Fecioarelor. Înainte de a penetra adâncimile acestui subiect care este pe cât de mis misterios sau mitic, dacă vreți, pe atât de profund și de spiritual, aș vrea să produc un preambul al subiectului. Noi, ca așteptători revenirii Domnului Hristos, din nefericire, am devenit un popor Agitat sau poate puțin agitat, cu tendințe evidente de ciorovăială sau de ceartă de vorbe, așa cum spunea Apostolul Pavel. De obicei, cei care au un apetit vizibil pentru controverse, în genere, oameni care se găsesc întotdeauna în centrul unei dispute fratele X sau fratele Y, unde găsești o dispută, acolo e și el. Acești oameni, în genere, care au acest apetit vizibil pentru controverse, o fac datorită excesului de adrenalină neconsumată în lucruri bune. Nu? Adrenalina e un lucru lăsat de Dumnezeu și folosit pentru bine sau spre rău, spre bine sau spre rău, nu? de către indivizi. De obicei, cearta de vorbe, care nu ar trebui să fie un obicei în biserica lui Dumnezeu, după cum spune apostolul, nu? Totuși devine un ritual al credincioșiei. Sunt oameni care au senzația că dacă se ceartă în biserică pe tematica unui subiect chiar religios, doctrinal, dovedesc că sunt atât de credincioși și există infatuarea care îi face să creadă că au un sentiment de împlinire sufletească: Băi, m-am certat, i-am zis-o, mamă, ce credincios sunt eu și ce apostazia și rău e în altul. Știți, în genere vreau să vă spun că acest ritual de a, a ne certa în biserică în numele Domnului, în numele religiei, nu este altceva decât un deziderat al individului care dorește să-și neutralizeze conștiința sau să-și calmeze simțul vinovăției. În așa manieră încât să-și spună în sine, domnule, am făcut ce era necesar, mi-am împlinit datoria. Știți, un popor fără misiune este un popor fără identitate. Aceasta cred că este mega-statementul uh, acestei serii, un popor fără misiune. Este un popor fără identitate. Acum, pentru că acestea au fost spuse, aș dori să mergem puțin mai departe în subiectul nostru, care este pe larg descris în Matei, capitolul 25, un capitol cu învățături solemne care au de-a face cu pregătirea poporului Dumnezeu pentru revenirea Domnului Hristos, Misterul Fecioarelor. Capitol Capitolul în genere, care este o de importanță extraordinară, ca și capitolul 24 din Matei, capitolul acesta, 25, se împarte în trei uh, subcapitole, dacă vreți, sau trei subtitluri, pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și judecata viitoare. Bineînțeles că prima, nu? Uh, parabola cu privire la fecioare, uh, prima, uh, are de-a face cu o pregătire spirituală a poporului Dumnezeu și cu o constantă a vieții de rugăciune care se vede sau nu se vede printre noi. A doua parabolă, care are de-a face cu talanții, vorbește despre responsabilitatea pe care o avem cu privire la Dumnezeu și calitățile, binecuvântările, beneficiile, sănătatea, inteligența, bucuria vieții, toate sunt date cu împrumut, prieteni, de Dumnezeu pentru un scop bine definit. Al treilea subcapitol are de-a face cu examinarea omului. Nu ziua judecății, are de-a face cu examinarea omului privilegiat, cu atâtea și atâtea binecuvântări, oportunități, ocazii care au fost folosite la maxim de noi, spre fericirea și spre mântuirea noastră, sau eventual irosite la maxim pentru plăceri, pasiuni personale și egoismul nostru supra-licitat. Parabola fecioarelor este o versiune, dacă vreți, avansată a parabolei grâului și neghinei care cresc împreună până la seceri. noi am vorbit cu o anumită ocazie despre acest subiect și cred că e bine să reamintem sau cel puțin să facem o comparație care mi se pare foarte bine venită cu privire la acest aspect. Parabola fecioarelor este o versiune avansată a parabolei grâului și neghinei care cresc împreună Până la seceriș. Pe din afară, la prima vedere, sau în aparență, grâul sau neghina apare la fel de autentic ca și uh, grâul, dar asta de departe. Undeva la zi oasecerișului se descoperă că Neghina n-a fost altceva decât un impostor sau a jucat rolul impostorului sau rolul păcăliciului, om, -ă ,ă ,ă, rolul ,ă, elementului care induce în eroare. Tot așa și fecioarele pe din afară, toate apar la fel, până când apare momentul de criză. Până atunci, toate apar la fel, nu este o parabolă plină de tâlc, învăluită în mister, așa cum este caracteristic în înțelepciunii lui Dumnezeu. Cele 10 fecioare, prieteni, trăiesc în așteptare. În final, toate au adormit. Asta înseamnă că activitatea misionară sau vocea, Celor 10 porunci este redusă total la tăcere, când un întuneric mare, maxim și gros acoperă între pământul. Știți, prieteni, în parabola celor 10 fecioare sau misterul acestor 10 fecioare, stricătul de la miezul nopții, de fapt, este fiorul dimineții. Da? Stricătul de la, miezi, de la miezul nopții care trezește poporul, trezește fecioarele, este de fapt fiorul dimineții. Nu numai că ne trezește din somn, dar ne trezește la realitate. Realitatea este crudă pentru că, prieteni, afișează pe tabla sau pe tabela electorică, dacă vreți, nota finală la examenul de admitere în ceruri și cine are check-in-ul online valabil pentru îmbarcarea către cer. Așa cum spunea în și neghina par la fel. Tot așa și aceste 10 fecioare, cinci înțelepțe, cinci neînțelepte, toate au candele, toate au lei, toate luminează, toate așteaptă, toate adorm în același timp, toate se trezesc în același timp, toate recunosc solemnitatea momentului, toate doresc să fie primite la nuntă. Dar ce trist este că fecioarele dințelepte vor vorbate la o ușă închisă, e prea târziu. Cele cinci fără rezervă anticipă situația și intră într-o criză de timp. De ce? Pentru că nepăsarea lor față de viitor, le-a adus într-o situație de genul acesta. Reprezintă o majoritate sau o un număr considerabil de oameni care pretind că așteaptă pe Domnul Hristos și care nu au făcut o pregătire temeinică pentru suflete, sufletul lor. Uh, cele uh, cinci fără rezervă, ele au abilitatea de a anticipa situația, băi, vine criza și nu mai am timp, dar problema este că anticiparea sau cunoașterea detaliilor despre viitor, care n-au fost corelate cu o viață de rugăciune, o viață de stăruință, o viață de consacrare, o viață de post, o viață de dedicare în lucrarea misionară, le-a făcut pe aceste cinci fecioare să-și piardă identitatea. Se pare că ambele grupe știu ceva ce lumea nu știe, nu? Vine Isus. Și anume, o vine, când spunem vine Iisus, noi spunem vine o criză a viitorului, mai îndepărtat sau mai apropiat. Cunoștința specială pe care aceste zece fecioare o au cu privire la adevărul prezent le îndeamnă sau îndreamnă sau ar trebui să îndemne aceste 10 fecioare la vegherea. Întârzierea mire mirelui testează credincioșia așteptătorilor, prieteni. Așa cum după, ce, după cum Noe a intrat în corabie, nu? Șapte zile de tăcere, sau a fost timpul care a testat credincioșia lui Noe, care era înconjurat de o gloată extraordinară în jurul corabiei, s-a adunaseră toate televiziunile de la CNN până la toate celelalte, nu? Și își băteau joc de noi, bă băiatule, tu nu urme știința, unde ai mai văzut o să plouă vreodată? Și era o așa mare mulțime de oameni care aveau o berică, un barbecue, câțiva mititei pe acolo, mâncau, beau și își băteau joc de nebunul noie, că unde ai mai pomenit tu, ca în, din punct de vedere științific, să plouă din ceruri, pentru că era un fapt care nu ajunsese sau nu existase până la data aceea. Dragii mei prieteni, tot așa, întârzierea mirelui va testa credincioșia așteptătorilor. Uh, vă duceți aminte când Moise a mers pe munte să primească cele 10 porunci, poporul a rămas undeva la poale și s-a săturat de 40 de zile de așteptare și la un moment dat a explodat maimuța. Din ei și-au spus, nu știm ce s-a făcut cu omul acela. S-au dus la Aron, cea mai apropiată iată ruda lui Moise și a spus, bă, fă -ne și nu un Dumnezeu ca Egipt, ca cei din Egipt. Avem și noi nevoie de o distracție, de o băutură, prea mult stres, mă. Hai mă să ne relaxăm un pic. Un vițel de aur, o chestie, un, un grătar, niște nititei. Din nou, repetarea versiunii societății nebune din timpul lui Noe. Tot așa se va întâmpla și în vremea acestor 10 fecioare. Prieteni, criza este uh, practic surpriza. Nu mai avem timp. Mă duc înapoi la explicația uh, aparenței: cele 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte, toate aveau candele. Ce înseamnă? Toate aveau candele, toate aveau lumina adevărului, cunoșteau, toate aveau ulei, atenție, aveau ulei și cele 5. Uh, uh, Fecioare neînțelepte și celele cinci înțelepte aveau această cunoștință dată de Duhul Sfânt sau Duhului Dumnezeu cu privire la adevărul prezent. Toate luminează, deci toate uh, merg la biserică, toate se îmbracă frumos, transmit un adevăr pe care cele cinci înțelepte îl trăiesc, iar cele cinci neînțelepte nu îl trăiesc adevărul sau lumina transmisă de cele cinci este comparată de spiritul profetic ca aceia care sunt doar folosiți ca schele în procesul convertirii altora, după care schela este demontată, adusă la tăcere ca fiind nefolositoare. Deci asta este problema cu cele cinci fecioare neînțelepte. Toate așteaptă, evident că toate așteaptă, dar fiecare așteaptă într-un mod diferit. Toate adormă, nu? În același timp, toate recunosc solemnitatea momentului, toate doresc să fie primite la nuntă, dar trist este că fecioarele neînțelepte uh, vorbate la o ușă închisă și li se va răspunde este prea târziu. Criza care vine peste popor este spontană și nu lasă loc la reversibil, nu lasă loc la ceva ceea ce se poate schimba în viața noastră. Pilda celor zece fecioare. Dragii mei prieteni, aș vrea să citim textul și apoi să mergem la o analiză pas cu pas asupra acestor declarații atât de cutâlc, atât de înțelepte pe care le-a lăsat Domnul Isus Hristos pe pagina în Scripturii. Atunci împărăția celor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau chipzuite și cinci erau înțelepte. Cele nechipzuite și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și undele în vase. Fiindcă mirele zăbovea au ațipit și toate au adormit. Este interesant că ațipirea este o stare intermediară între somn și veghere, după care se abandonează starea de veghere pentru starea de somn adânc. Așa este și poporul lui Dumnezeu, prieteni. Prima dată ațipim după care adormim cu totul. Ca să putem vizualiza cum arată poporul ăsta adormit în întregime, unii care au ulei în candele și alții care nu au ulei în candele, aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în Ezechiel, capitolul 37, unde avem o un simbol sau o imagine grafică a celor 10 fecioare care au adormit, a poporului lui Dumnezeu care a adormit, convertiți, neconvertiți, toți la grămadă, cei care trăiesc adevărul și cei care nu trăiesc adevărul, cei care transmit lumina, dar nu trăiesc lumina și așa mai departe. În Ezechiel, capitolul 37, suntem invitați într-o vale a oaselor și această vale a oaselor nu reprezintă altceva decât poporul lui Dumnezeu care doarme. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului, m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase, m-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot, deci adormiseră cu totul uscate de tot înseamnă că ăsta este somnul fecioarelor ani, ad. adormite e, profund, a, un somn adânc, nu? erau uscate de tot. El mi-a zis, adică Dumnezeul întreabă pe, profund, pe profetul Ezechiel, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Lui Ezechiel i-a fost jenă să spună că el nu are credință că această vale a oaselor, acest popor al lui Dumnezeu a dormit de tot, se mai poate trezi sau mai poate fi trezit de către cineva. Și atunci Ezechiel spune, Doamne, Tu știi treaba asta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Deci Ezechiel se adresează ca un mesaj exterior, un factor exterior, celor care sunt în Valea Oaselor adormiți, iar Ezechiel reprezintă mesajul străjerului, nu? care acum transmite un mesaj celor morți. Tot așa, în parabola celor 10 fecioare, avem un mesaj exterior care este transmis de un străjer care împărtășește mesajul cu fecioarele adormite datorită circumstanțelor sociale, politice și istorice în lume care spun nu mai e mult. Nu se mai poate. Vine Domnul Isus Hristos. Și în contextul acesta, continuă textul, Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: Iată că voi face să intre în voi un Duh și veți învia. Vă voi da vine, vă voi face să crească pe voi carne și vă voi acoperi cu piele, voi pune un Duh. În voi și veți învia, și veți ști că eu sunt Domnul. Deci, în momentul în care se produce trezirea poporului Dumnezeu în Valea Oaselor sau trezirea poporului Dumnezeu în timpul fecioarelor, noi vom considera, vom realiza, fie că suntem credincioși consacrați sau credincioși neconsacrați, vom fi în stare să recunoaștem că El este Dumnezeu, Cel care a făcut trezirea, Cel care a produs această trezire în fața unui eveniment uh, irreproșabil, ireproșabil, revenirea Domnului Isus Hristos. Și veți ști că eu sunt Domnul, spune cuvântul. Am prorocit, continuă Ezechiel, așa cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Dragii mei prieteni, această apropiere a oaselor unele de altele simbolizează unitatea care ar trebui să existe între frați care cred și gândesc la fel, așa cum s a mișcat oasele ucenicilor în Ierusalim când ucenicii s-au apropiat unul de celălalt până când au devenit una cu Hristos și atunci s-a pogorât Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu peste ei și au înviat în cele spirituale. Vă aduceți aminte în cele 50 de zile în camera de sus unde ucenicii au stăruit? Acolo s-au împăcat unii cu alții și au cerut iertare unul de la celălalt. A fost o atmosferă și o ambianță de fraternitate, de dragoste, de bucurie, de iubire, de, de toate, dragii mei prieteni. Și când... Uh, a existat sau s-a produs acea armonie absolută între ucenici. Și când n-a mai existat nicio reticență, nicio virgulă sau niciun punct sau niciun semn de întrebare, Duhul lui Dumnezeu a putut să lucreze la inima lor această transformare a caracterului, care finalmente a fost binecuvântată de plinătatea prezenței Duhului Dumnezeu sau Duhului Sfânt. Știți, prieteni, asta înseamnă oasele s-au apropiat unele de altele. Și noi suntem oase sau, dacă vreți, fecioare adormite. Luați simbolul care îl doriți, care vă îi este mai plăcut. Suntem oase, uscate de tot, sau suntem fecioare care dormim într-un somn adânc? Ne identificăm fie cu oasele sau ne identificăm cu fecioarele, practic trăim experiența profetizată de Dumnezeu în Scriptură, în Vechiul Testament sau în Noul Testament. Continuă textul. M-am uitat și iată că le-a venit vine carnea, a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis: Prorocește! și vorbește Duhului. Observați dumneavoastră, Ezechiel primește ordin sau comandă de la Dumnezeu să vorbească cu Duhul. Să vorbească cu Duhul și să spună, prorocește fiul omului și zi Duhului, confirmă Dumnezeu a doua oară. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhul e vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Pentru mine este cel puțin unică experiența aceasta în care Dumnezeu spune prorocului să poruncească și să vorbească cu Duhul. Interesant este că această autoritate delegată de Dumnezeu, profetului Ezechiel, este unică în scriptură în sensul acesta. Prorocește și vorbește Duhului. Prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule vină din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să mieze Ce putea să facă Ezechiel? Bun, dacă mă pui să vorbesc cu Duhul tău sau Duhul Sfânt sau ce Duh este ăsta, dar este un Duh care vine de la Dumnezeu, am prorocit, spune Ezechiel, am prorocit cum mi se poruncise. Cum puteam eu, Ezechiel, să cal porunca lui Dumnezeu când mi-a spus Vorbește cu Duhul și spune să vină din toate cele patru vânturi uh, ale, mă rog, ale Pământului. Am prorocit cum mi se poruncise, că nu am îngăduit să te am porunca lui Dumnezeu, și după ce am poruncit, a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Acum, vreau să vă pun și o întrebare. Despre ce Duh este vorba care are putere și autoritate să învie oamenii, să învie morți? A intrat Duhul în ei și au înviat și asta au stat în picioare. Deci aceasta nu poate fi decât o lucrare divină, o lucrare a Duhului Sfânt sau o lucrare a Duhului Dumnezeu. Au stat în picioare ca o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că îi zic, ni s au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. În momentul în care oasele au spus asta, practic se identifică cu fecioarele care toate au adormit. De ce au adormit fecioarele toate uh, în momentul acela? Pentru că și-au pierdut speranța. Pentru că au adormit în așteptare și și-au pierdut speranța și credința că vor mai putea fi salvate, mântuite și îl vor mai putea vedea vreodată pe Domnul Hristos uh, cu ochii lor. Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea suntem pierduți. Ori de câte ori avem astfel de gânduri în mintea noastră, dragii mei prieteni, fie că devenim oase uscate de tot, adică ne-am pierdut credința de tot, în valea, nu, în valea oaselor, fie că suntem fecioare care adorm într-un somn adânc până când le va mai trezi cineva sau le va mai învia cineva. Diferența, pentru că sunt foarte mulți oameni care spun, domne, dacă au adormit și alea înțelepte și celelalte neînțelepte, care e diferența între ele? Este, prieteni, există o diferență între fecioarele înțelepte care au adormit și fecioarele neînțelepte care au adormit. Diferența între aceste fecioare nechipzuite și fecioare nechipzuite este următoare. Vă dau un exemplu practic. Tatăl meu, care din nefericire n-a vrut să îmbrățișeze credința în Dumnezeu, avea obiceiul să ațipească la televizor ca mai apoi să adoarmă de abinele. Când mama intra să-i stingă televizorul, îl găsea pe tata dormind adânc în fața televizorului. Când televizorul era oprit, adeseori, tata se trezea din somn că nu putea să doarmă fără ca cineva să-i vorbească. Mi-aduc aminte în cei șapte ani de suferință pe, prin care am trecut și prin care Dumnezeu m-a învățat lecții extrem de importante pentru viață. Adeseori, când somnul fugea de la mine și stăteam în pat toată noaptea, mă rugam că nu puteam dormi, dar eram și împins de Dumnezeu la rugăciune. Adeseori, când Energia minții și energia trupului uh, capotau, aturmeam pe genunchi cu capul pe Biblie. Nu vreau să scot în, ex în evidență pioșenia unui om uh, care nu există, dar vreau să spun că poate ceea ce am împărtășit cu dumneavoastră în aceste momente este ecoul sau reflectă, este imaginea multora dintre dumneavoastră care ați reușit prin harul lui Dumnezeu performanța să povestiți cu Domnul rugăciune până când ați adormit. Aici este diferența între fecioarele nechipsuite și cele chipsuite. În aparență există oameni, zic eu, superficial, așa cum am fost și eu și poate mai sunt, care pe un ton arrogant spun, păi dacă toate au adormit, nu e nicio diferență între ele. Este, frate, este o diferență între fecioarele nechipzuite care au adormit fie la televizor, fie la restaurant, fie la locul de muncă, fie la biserică, da, chiar la biserică. Vă aduceți aminte când avem programe, se întâmplă, cei de la TEC sunt atât de obosiți ca ați i -i pe și ei și din nefericire se întâmplă ca aceste camere de luat vederi să se oprească exact cadrul lor, să se oprească exact asupra fraților care dorm în biserică. Cred că ați văzut imagini astea care sunt destul de jenante, nu? Dar care reflectă realitatea fraților care vin la biserică. Deci, iată, din nou, că este, într-adevăr, dragii mei, prieteni, o diferență între cei care adorm la biserică, adorm la restaurant, adorm la chef, adorm la televizor, sau cei care adorm pe genunchi, în rugăciune adeseori cu o Biblie deschisă și cu lacrimi învărsate pe pagina Bibliei respective. Căutam un sat să ajung la niște frați, niște cunoștințe și mă apucase noaptea pe drum și la un moment dat întreb un cetățean care mergea pe stradă, era 11 și ceva, și căutam casa specifică a prietenilor pe care vroiam să-i vizitez. Și îl întreb pe cetățeanul acela, respectiv, domnule, nu vă supărați, nu știți unde stă Cutărescu. Și omul îmi replică. E pocăit? Da, e pocăit, e credincios, așteptător al Domnului Isus. Vreau să spun, prietene, că în satul respectiv, dacă vrei să știi unde sunt pocăiții, să știi că la ei, la 12 noaptea, lumina încă este aprinsă pentru că muncesc. Și mai avea omul acesta curajul să-mi citeze un verset pe care aceiași pocăiți, aceiași credincioși ai noștri îl împărtășeau cu Dumnealui în referință cu revenirea Domnului Hristos. Cei ce se închină fiarei nu au uh, odihnă nici noaptea, nici uh, ziua. Și acum acest cetățean, care este în afara sferei de influență a creștinismului nostru, îmi replică cu ironie și cu cinism, dacă vreți, zice: ăștia sunt ăia care n-au odihnă nici noaptea, nici ziua, că ăștia muncesc, că ar mânca pământul cu totul, să fie tot al lor. Dragii mei prieteni! Aceasta este expresia, sau acesta este impactul pe care poporul lui Dumnezeu adeseori îl are asupra societății înconjurătoare. Din perspectiva mea, omul care adoarme la lucru, omul care adoarme la biserică, omul care adoarme la televizor, omul care adoarme la restaurant, la chef. Uh, și omul care adorme pe genunchi în rugăciune, cu lacrimi, cu strigăte amare către Dumnezeu, către cel care putea să-l scape de la moarte, aceasta face diferența prietenii între fecioarele credincioase și fecioarele necredincioase, între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte. Întrecem puțin la un alt aspect. Cine face trezirea? Cine este acel factor extern care trezește poporul? La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele vine, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candele. Când lumea este lăsată în pană de curent spiritual, prieteni, când lumea este abandonată în întunericul cel mai des, de când e lumea până astăzi, oamenii vor băjbâi ca cei orbiți de îngerii din Sodoma și Gomora. Când se aude strigătul și glasul prietenii, avem de fapt de a face cu o trezire la realitate. Lumea este lăsată total în pană de curent spiritual. Nu? Și așa ăștia ne spun de la Davos că pregătiți-vă. Au citisem un articol în care Macron în Franța spunea: Fără panică, vă rog, fără panică, vor fi niște pene de curent de câteva ore pe zi, o să fie friguți, dar nu vă impacientați, nu vă panicați. Vă rog, curentul vine înapoi. Prieteni, când Duhul lui Dumnezeu trezește fecioarele și pe alea înțelepte și pe cele neînțelepte. Noi vom primi un duș rece al realității prezente, un moment în care concluzionăm că noi nu ne mai putem schimba. Dați-ne din unde lemnul vostru căci ni se sting candelele. De ce fecioarele înțelepte nu pot împărtăși cu uh, fecioarele neînțelepte uleiul din candele lor, care este practic uleiul de rezervă. Pentru că, prieteni, caracterul nu este transferabil, caracterul nu se poate împrumuta, puterea uleiului, puterea Duhului Dumnezeu este netransferabilă. Vă mai aduceți aminte de fapte, capitolul 8, versetul 18 la 20, Petru, nu? un om plin de Duhul Sfânt, un om plin de Duh Sfânt, făcea minuni și undeva la margine era un om care tângea nu? sau saliva după dorința de a primi și el acest privilegiu, această putere, acest dar uh, de la Petru. Era vorba de Simon, nu magul, în care el spune, când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, a venit cu visteria drag, a venit cu bani și a zis, uite, Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duh Sfânt. Dragii mei, prieteni, de aceea caracterul nu este transferabil. Prezența Duhului Lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt în viața noastră nu este ceva care se poate cumpăra sau vinde pe bani, Este prezența Duhului Sfânt este condiționată de cooperarea pe care noi am avut-o cu agentul ceresc uh, în procesul convertirii noastre. Petru, din nou, face o declarație care este fenomenală în scriptură, este unică și veți vedea de ce, spunând, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Adică Petru vrea să scoată în evidență cel puțin două idei nobile pe care creștinismul, Biblic, creștinismul care se axează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe sola Scriptura, finalmente numai Scriptura, evidențiază, nu putem fi mântuiți prin a cumpăra un loc al nostru în Împărăția Lui Dumnezeu, așa cum spunea Voltaire, de învând locul meu din Împărăția Celui cu un franc și cel care propovăduia cuvântul Lui Dumnezeu ia francul de jos și spune, în primul rând, aș vrea ca să îmi dovedești că tu ești titularul pe locul acela din împărăția Celui și că ai autoritatea notarială să vinzi locul tău din împărăția Celui. Dar tu, voter, nu poți vinde un loc a din împărăția Celui pe care nu-l ai. De aceea, dragii mei prieteni, locul din cer, împărăția lui Dumnezeu, nu se poate cumpăra cu bani. Ăsta e primul aspect. Al doilea aspect, spune, este că în referire de cu privire la Duhul Sfânt, dați-mi și mie puterea aceasta, nu Duhul Sfânt, ca să fac și eu același lucru ca și voi. Petru nu folosește expresia Duh Sfânt. Sigur că sunt foarte multe expresii mediculoase în scriptură cu privire la Duhul Sfânt. Există puncte, virgule și așa mai departe. Uh, ideea este că Petru spune darul lui Dumnezeu. Cine nu primește darul acesta al lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt, nu poate ajunge să stea în picioare la ziua mare a judecății. Voi reveni asupra acestui aspect cu mai multe comentarii. Fecioarele neînțelepte spuneau, dați-ne din unde lemnul vostru, adică unde lemnul care reprezintă Duhul Sfânt și așa mai departe, ca să nu ni se stingă candelele, adică să putem sta în picioare mare a, zi a crizei. Simon spunea și el, dați-mi și mie puterea aceasta. Prieteni, tot rostul religiei noastre, tot ce trebuie să dezvoltăm în lumea aceasta este un caracter permanent, stabil, care, dus în ceruri, nu va mai respira, repeta istoria celui căzut. Știți la cine mă refer? De aceea, caracterul produs de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu poate fi transferabil. Duhul Sfânt este așa de gentil, așa de uh, tandru, că Dumnezeu nu poate să transfere uh, aceasta împotriva voinței omului. Duhul Sfânt este, uh, spuneam, o influență, dacă vreți, atât de gingașe, că nu va merge niciodată împotriva conștiinței individului și doar va lucra cu conștiința mea și a ta în măsura în care eu sunt dispus să cooperez cu acest dar al lui Dumnezeu. Caracterul format de Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt în noi este cea mai mare realizare, prieteni. Și nu numai că este cea mai mare realizare, dar este și unica mare realizare care finalmente va conta sau va cântări în favoarea noastră ca să fim fecioare înțelepte. Ne putem certa pentru decor, ne putem împiedica în virgule, dar dacă nu primim Darul lui Dumnezeu, așa cum spune Petru, suntem pierduți. Este, zic eu sau cred, cea mai frumoasă expresie din întreaga diversitate de expresii uh, cu referire la Duhul Sfânt sau Duhului Dumnezeu, mângâietorul, puterea care procede de la Tatăl sau și fiul, uh, etc. Uh, iată că, pentru a completa mozaicul expresiilor, Petru mai pune cireașa pe tort și spune că Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu. El îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu sau așa puterea aceasta poate fi cumpărată cu bani. În Luca, nu? 4 cu 14, dacă nu mă înșel, spune, Iisus plin de Duh Sfânt s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Iisus plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea și s-a dat vestea în, și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 8 spune Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis mai marii norodului și bătrânilor cu Israel. Nu a avut putere să stea în picioare. În fapte 6 cu 3 ni se spune de aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care ei îl vor Pune în slujba aceasta. În fapte 6 cu 5, ni se spune din nou: vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință, auziți, plin de credință și de Duhul Sfânt. Și apoi continuă lista filului, Prohor, Nicanor, Timon și așa mai departe. Deci Ștefan era un om plin de credință și plin de duhul Sfânt. În fapte 7 cu 55, ni se spune Ștefan era plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Atunci l-a omorât cu pietre, nu? Și în fapte 11 cu 2 20 ni se concluzionează căci Barab Barnaba era un om de bine plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a adăugat la Domnul. Fapte 13 cu 9 concluzionează, atunci Saul, care se numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Și bineînțeles, fapte 13 cu 52 ne spune, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt și așa mai departe. Deci, dragii mei prieteni, ce este important pentru noi? Uh, prieteni, să primim darul lui Dumnezeu, caracterul nostru vorbește, dacă am primit darul lui Dumnezeu sau nu. Restul. Adrenalina care o consumăm în mod nenecesar în discuții caustice, descalificându-i pe cei care nu gândesc uh, ca noi, dovedește că avem o relație care nu este neapărat constantă sau nu este uh, clădită pe genunchi în relația noastră cu Dumnezeu. Am avut șansa, cred că în 2008-2009, nu mai rețin, vizitam o biserică din Italia și pe vremea aceea am vog era un alt subiect, nu cel care circulă astăzi peste tot și rupe biserica, creează o atmosferă neplăcută între frați, era pe vremea aceea teza îndreptățirii prin credință, care este o teză extrem de frumoasă, uh, mântuirea prin credință, salvarea prin sângele Domnului Hristos, revelația, practic, îndreptățirii prin credință stipulată de Apocalips, capitolul 18, gloria aceea care învăluiește tot pământul, nu? cu slava lui, care era Domnul Iisus Hristos, uh, neprihănirea sa, care este atribuită celor uh, de pe pământ, dacă vor să o primească sau nu, și un subiect extrem de gingaș, de tandru, un subiect care ar trebui discutat cu lacrimi, nu cu strigături ca în țara oașului, nu? Problema este prieten că s-a apropiat de mine un domn, un frățior îl numesc frățior și uh, m-a abordat pe tematica acestui subiect, dar am observat că în scurt timp și-a pierdut cumpătul și nu exista un paradox sau o utopie mai mare, o discrepanță mai mare între ceea ce spunea și ceea ce era în momentul ăla L-am simțit că fierbe, îi crește temperatura. Am simțit cum se aplică textul pane inspirate care spune ceea ce ești strigă atât de tare în urechile mele încă nu mai au ceea ce spui. Domnule, după o discuție în care îmi expun un punct de vedere cu privire la îndreptățirea prin credință, dă cu pumnul masă și aproape să mă ia la bătaie. În numele îndreptățirii prin credință, un om vorbea despre neprihănirea lui Hristos în timp ce el era cu totul altceva. De aceea, dragii mei prieteni, este extrem de important să observăm că fecioarele înțelepte uh, erau înțelepte pentru că adormiseră în rugăciune, în comparație sau în discrepanță cu fecioarele neînțelepte care au fost adormite pentru că au fost epuizate în lucrul sau plăcerile acestei lumi. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Parcă l-auzim pe Domnul Iisus Hristos vorbind, cine păzește poruncile mele, are viață în el și așa mai departe, este prietenul meu. Există acea, acea simetrie de declarații, Ioan 15 cu 14 sau Ioan 14 cu 15, dar aceeași reflexie, aceeași limbaj, același limbaj. Îl recunoaștem în Vechiul Testament ca și în Noul Testament. Autoritatea înțelepciunii este autoritatea lui Hristos. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața. Adică Iisus spune, eu sunt viața, eu sunt calea adevărului și viața. Și aici Mântuitorul care se identifică cu înțelepciunea spune, cel ce mă găsește pe mine a găsit izvorul vieții, cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Iisus spune, atunci când omul este în păcat cu Domnul Hristos. El găsește și bunăvoință la Tatăl nostru din ceruri. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, cel ce păcătuiește împotriva Domnului Hristos, își vadă-mă sufletul. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea dragii mei prieteni domnul Hristos este cel care a biruit moartea el este începutul și sfârșitul suferinței umane domnul Hristos spune că nu există o altă cale decât prin el prin mântuirea lui prin jefa sa toate aceste declarații pentru mine sună foarte mult la Hristos nu vi se pare așa prieteni uh, să păcătuiești împotriva înțelepciunii. E să personifici înțelepciunea, nu? Cum? Adică să păcătuiești împotriva înțelepciunii. Dacă înțelepciunea este doar o noțiune care definește o stare a minții, atunci nu poți păcătui Împotriva acestei noțiuni. Dar aici mi se confirmă că înțelepciunea este o entitate cerească împotriva căruia se poate păcătui. Deci, atenție la detalii. Înțelepciunea este Domnul Hristos, autorul înțelepciunii. El, începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, mântuitorul nostru, este cel care este sursa înțelepciunii. Deci, dacă vrem să fim înțelepți, trebuie să mergem la piciorul crucii și să petrecem o rugăciune uneori chiar și toată noaptea, dacă e necesar, chiar dacă adormim cu capul pe Biblie sau adormim cu capul pe genunchi. Întorcându-ne, dacă vreți, la caracterul netransferabil, observăm sugestia care o oferă fecioarele înțelepte grupului de fecioare rămas fără înțelepciune, adică fără Hristos. Duceți-vă la cei ce vând un de și cumpărați-vă. Ca să traduc această declarație în cuvintele Domnului Hristos, mergem în Matei, capitolul 9, versetul 13. Cum adică duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă? Cum adică? Știți, era un moment în care Domnul Iisus Hristos a fost invitat în casa unui păcătos să mănânce și să dea acolo cu ei. Ucenicii stăteau afară, iar fariseii care i-au abordat au zis nu-i se cuvine uh, sau de ce stă învățătorul vostru sau maestrul vostru stă cu păcătoșii la masă. Nu i se cuvine. Bineînțeles că ucenicii erau în derivă, nu știau ce să spună și a intervenit Isus ca să-i salveze pe ucenici din capcana pe care o întinseseră fariseii, nu acestora, și spune, duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfă căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Dragii mei prieteni, uh, farisei, nu clasa conservativă din grupul bisericii, s-au grăbit să le eticheteze pe Domnul Hristos ca fiind, a, mănâncă și bea cu liberalii, păcătoși și gata, și a pierdut statutul de sfințenie, statutul de demnitate de a face parte din rasa pură, din clasa de elită a bisericii. Iar Domnul Hristos, o să le spune ipocriților și fariseilor duceți-vă de învățați ce înseamnă milă, voiesc și nu jerfă. Dragii mei prieteni, frații mei, Păi Domnul Hristos îi trimite să învețe milăvoiesc. Dar cine era autorul milei? Mă, vorbisem de înțelepciune. Păi nu Mântuitorul era sursa înțelepciunii, Iisus? Acum Iisus este și sursa milei, sursa compasiunii, sursa dragostei, sursa înțelegerii, răbdării. Domnul Hristos este sursa tuturor acestor elemente pline de har oferite umanității. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milăvoiesc și nu jerfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprieniți, ci pe cei păcătoși. Domnul Hristos era singurul vânzător de unde lemn. Nu ne spune în Apocalipsa, uh, pentru că ești că los și sărac orb și gol, te sfătuie să vii la mine la magazin, să cumperi aur curățit prin foc, nu? Credința încercată, prin persecuție și suferință, haine albe, nu? caracterul, neprihănirea prin credință, care este, stabilizează relația omului sau dinamica omului între el și cele 10 porunci, și apoi alifie pentru ochi sau doctoria pentru ochi, Duhul Sfânt, abilitatea uh, intelectuală de a înțelege lucrurile sfinte, lucrurile lui Dumnezeu, care pot fi înțelese numai cu ajutorul acestui dar de care spunea Petru că este Duhul Sfânt, darul acesta. Alifia pentru ochi. Este adevărat că unde lemnul îl găsim, așa cum spuneam, uh, în Apocalipsa 3, sub recomandare medicală. Unde lemnul nu se dă fără uh, ca un medic să semneze rețeta. Și marele medic este Domnul Isus Hristos. Numai el semnează rețeta. Liviu are nevoie de Duhul Sfânt. Liviu are nevoie de Alifie pentru ochi. Uh, nu? Sau dumneavoastră, sau noi toți, ca să ne ungem ochii. Fecioarele înțelepte, sunt uh, ticăloase, nenorocite, sărace, oarbe, goale. Uh, de aceea nu pot intra la nuntă, pentru că nu au unde lemnul. Și Ușa le-a fost închisă. Cele înțelepte le-a răspuns. Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Au găsit închis, așa cum spuneam, era prea târziu. Cumpără de la mine alifie pentru ochi. Astăzi, dacă auzi glasul meu, nu ți împietri inima. Domnul Hristos face un apel la sufletul nostru. Mâine este o noțiune care nu ne aparține. Mâine nu este al nostru, dragi mei prieteni. De aceea, în numele Domnului Isus, apelez la toți frățiorii, prietenii care astăzi uh, sunt pe calea undelor. Să renunțe la cosmetica definițiilor. Mi-aduc aminte o instanță când uh, apostolul Pavel primește o delegație, era undeva între neamuri în o altă națiune, în afara lui Israel și Petru era și el cu Pavel și când au venit frații de la Ierusalim, uh, i-au surprins pe Petru și pe Pavel la masă cu uh, frații din, uh, dintre alte neamuri sau dintre alte națiuni. Era o regulă a legii ceremoniale, a legii lui Moise, că un evreu nu avea cum să stea la masă cu unul un, un dintre neamuri, că era necurat. Și Petru când a văzut delegația aceasta că vine uh, și îi găsește la masă surprinzător, Petru s-a sculat de lângă frații nu dintre neamuri și s-a așezat lângă delegația uh, fariseilor care aveau o masă specială ca să nu mănânce cu frații necurați sau cei care sunt necurați că sunt dintre neamuri. Atunci apostolul Pavel uh, mustră ipocrizia fratelui Petru și spune, zice, fratele nostru Petru, care e un om bun de altfel, dar a fost prins în lanțul fățărnii. Și ei, nu? Și um, s-a mutat la masă ca să nu fie suspectat de farisei lumii sau farisei timpului că este necredincios și la următoarea conferință generală nu-i mai dau votul pentru că s-a dovedit apostaziat și necredincios. Petru a vrea și el sau dorea și el să-și pună o față, ținea la imaginea lui personală în fața corifeilor bisericii care veni bise, corifeilor biserici, bisericești care veniseră de la Iosalim, dragii mei prieteni, și noi putem să cădem în această falsă fățărnicie, nu? Ca să vină frații de la Ierusalim să ne verifice și să încercăm să punem o imagine, să punem o față că de fapt noi nu suntem cu ea, ci suntem cu oi la alții. De aceea luptele de partizani între noi în Biserica lui Dumnezeu nu se cad, nu fac bine nimănui și în ceea ce umblăm, credem împreună, să umblăm împreună era un sfat dumnezeiesc pe care Apostolul Pavel îl prezenta fraților care adeseori era au bântuiți. Marcați de această pasiune, această poftă, acest viciu, această uh, denență a certurilor fără rost. Pe când se puteau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cel cele care erau gata au intrat în oaia de nuntă, s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte vecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschidene. Dar el drept răspuns le-a zis: Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că nu știți ziua și nici ceasul în care va veni fiul omului. Dragii mei prieteni, spre concluzionarea subiectului nostru, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră o declarație care mi se pare frumoasă, drăguță. Mă gândesc că Majoritatea dintre cei prezenți pe calea undelor nu au nicio adversitate sau n-au -au dezvoltat sau n-am dezvoltat împreună cu dumneavoastră o adversitate împotriva cărții pe care o iubim foarte mult, Parabole Domnului Hristos. Este o carte frumoasă care explică în termeni, zic eu, duhovnicești parabole Mântuitorului. Am surprins o declarație care mi-a plăcut foarte mult uh, cu privire la cele 10 fecioare și m-am simțit îndemnat de Domnul Iisus Hristos uh, să împărtășesc aceste gânduri cu dumneavoastră. Hai să citim textul. Cele mai triste dintre toate cuvintele ce au ajuns vreodată la urechea vreunui muritor vor fi acele cuvinte de o sândă. Nu vă cunosc. Numai comuniunea cu Duhul Sfânt pe care ați desconsiderat-o însă numai ea vă poate face să vă bucurați împreună cu mulțimea cea plină de veselie prezentă la ospățul nunții. Voi sunteți lăsați în afara acelui, pentru că nu v-ați pregătit spre a trăi în compania celor de acolo. Noi nu putem ține pe Domnul Hristos în afara vieții noastre. De aici pe pământ și totuși să fim împreună cu el în ceruri. În parabola fecioarelor, spune pana inspirată, înțelep, fecioarele înțelepte aveau un de și în vasele pe care le aveau împreună cu lămpile lor. Lumina lor a ars cu aceeași flacără în timpul nopții de veche. Aceasta a ajutat la mărirea iluminației în onoarea mirelui. Deci au stat pe poziție în timp de criză și n-au dat bir cu fugiții. Uitați-vă în pandemie Mie, câți și-au vândut demnitatea ca pastori, ca membri ai bisericii, ca factori de răspundere, chiar și oameni din spectru medical și-au vândut cinstea pentru bani sau datorită fricii sau datorită dictaturii care a fost instalată prin ceea ce noi numim protocol spitalicesc strălucind în întuneric. Ea a fost, această lumină, a fost un ajutor în iluminarea drumului spre casa Mirelui, spre ospățul nunții. Tot așa și urma și Domnul Hristos trebuie să răspândească lumină în întunericul lumii, prin Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină de îndată ce devine o putere transformatoare în viața aceluia ce l-a primit. Să dinde din de lor principiile cuvântului său, Duhul Sfânt dezvoltă atunci în oameni atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei sale, caracterul său trebuie să strălucească în urmașii săi. În acest fel ei trebuie să slăvească pe Dumnezeu și să lumineze calea spre casa mirelui, spre cetatea lui Dumnezeu la ospățul nunții mielului. Venirea mirelui a avut loc la miezul nopții, prieteni, ceasul cel mai întunecat al planetei Pământ. Tot astfel, venirea Domnului Hristos va avea loc în perioada cea mai întunecată a istoriei acestui Pământ. Marea apostazie se va transforma în într-un întuneric adânc ca la miezul nopții, într-un întuneric de nepătruns nesigur ca un sac de păr. Pentru poporul lui Dumnezeu va fi o noapte a încercării, a plânsului, o noapte a prigonirii din cauza adevărului. Dar în această noapte întunecoasă va străluci lumina lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, aud din ce în ce mai des și mai recent ciorovă el între virgule și punct. Certurile de genul acesta, care aduc cu sine pasiune, ură, resentimente, n-au treabă cu Dumnezeu și cu Divinul. Să știți, fraților, că această ceartă de gen cerc închis, nu mai terminăm niciodată, va obosi mintea și va consuma resursele ființei până la epuizare. Există un simțământ interior care adeseori, ca un senzor dereglat, dă semnale false, și anume, dacă am dreptate într-un anumit punct de vedere, mă simt asigurat că sunt de partea lui Dumnezeu și, în mod subliminal, sunt mântuit prietenii mei. Dar să știți că spiritul de etichetare, de clasificare a oamenilor care nu se potrivesc grilei noastre teologice, nu este de la Dumnezeu. Până la urmă, cine sunt eu să-l judec pe fratele meu? Dragii mei prieteni, fiecare dintre noi, eu, tu, noi, toți, dumneavoastră, avem privilegiul de a ne exercita conștiința în a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu este mai amăgitor decât singuranța infatuată că eu știu totul și ăla nu știe nimic sau eu înțeleg totul și ăla nu înțelege nimic. S-ar putea ca o soră în vârstă care nu e în stare să explice cea mai lungă profeție a Bibliei, dacă vreți, 2300 și dimineți. Să nu știe evenimentele care s-au petrecut sau să nu le poată descrie evenimentele care s-au petrecut de la 457 până la 1844 și așa mai departe. Dar eu să le știu și totuși bătrânica aceea, surioara noastră scumpă, să intre în împărăția lui Dumnezeu pentru că ea a avut o credință simplă care a fost bazată pe rugăciune și pe uleiul din candelă, prin Duhul Sfânt și a format un caracter. Iar eu, cu atâta cunoștință, nu de grof, de corifeu al bisericii, să fiu dat afară și hăituit, mustrat de Domnul Hristos și să-mi spună, nu te cunosc. Dragii mei prieteni, înțelepciunea îngânfă. Care înțelepciune? Că astea au fost înțelepte. Dar n-au fost îngânfate fecioarele. Înțelepciunea fără Dumnezeu, înțelepciunea lumească, înțelepciunea fără uleiul din candelă, înțelepciunea fără Duhul Dumnezeu ne face să fim paradiți să fim uh, oameni mândri, oameni care n-au nevoie de un Mântuitor, de un factor exterior să-i trezească din somn. Nu, nimic, prieten, nu este mai amăgitor decât siguranța infatuată că eu știu și ăla nu știe, nu? Așa cum spuneam, eu înțeleg și ăla nu înțelege. Mântuirea nu este dată pe criterii de înțelepciune teologică și pe criteriul de înțelepciune divină, atunci veți putea spune, stai puțin, înțelepciunea teologică nu e divină? Înțelepciunea teologică nu e divină dacă nu este îmbibată în uleiul din candelă, dacă nu este îmbibată în uleiul, în prezența Duhului Dumnezeu. Farisei aveau înțelepciune teologică, dar nu erau recunoscuți sau nu recunoșteau influența, puterea, dragostea, iubirea, darul dacă vreți, al Duhului Sfânt despre care Petru vorbea. Deci, în contextul acesta, eu cred, prieten, că avem o clară deformare de personalitate și aceasta îi conduce sau îl conduce pe om să aibă aceleași rugăciuni de când îl știm, sau să aibă aceeași predică de când l-am auzit ultima oară, să fie la fel de sărac în idei și să investească într-un singur subiect de discuție toată viața lui. Ați întâlnit oameni care I-ați auzit rugându-se acum 30 de ani și rostesc aceeași rugăciune de gen tipar. Doamne, bine i pe cei bona, pe cei săraci, cei de la spitale despre care nu știu nimic, așa, 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 așa. amin. Rugăciunea asta ajung până în tavan. Ei, după 30 de ani, l a, a auzit pe același frate spunând aceeași rugăciune. Oamenii ăștia sunt săraci în Duh, sunt săraci în prezența Duhului Sfânt, sunt săraci în comuniunea cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos. Oameni care au o predică, să zic, frumoasă despre reformă. În orice vreți, administrație, reformă sanitară, îmbrăcăminte, în toate felurile de reforme care sunt necesare. 30 de ani are aceeași predică, după 30 de ani la asculți același mesaj. Oamenii sunt săraci în idei și de aceea investesc toată energia lor într-o singură idee. Când omul este altuit în vița cerească, când omul este, a primit alifia de ochi, Duhul Sfânt ca să vadă lucrurile spirituale, omul este o varietate culinară. Din punct de vedere spiritual, un om care îți spune pe masă în fiecare zi o altă fel de mâncare, la fel de bună ca cea de ieri. Asta înseamnă creștinismul. Adevărul prezent nu este o idee. Adevărul prezent este un pachet, un buchet de flori, atât de frumoase, care împreună, punându-l în centru pe Domnul Hristos, care este parfumul acelor flori, face sens. Deci, adevărul prezent nu este altceva decât Hristos în mesajul advent. Dacă îl scoatem pe Domnul Hristos din aceste teologii revelatoare, florile își pierd mirosul și de fapt își pierd unde lemnul, își pierd înțelepciunea, așa cum noi, mulți dintre noi, poate că și eu, în multe instanțe, ne-am pierdut mirosul, l-am pierdut pe Domnul Hristos pe drum și nici măcar nu știm că acționăm în afara spectrului sau în afara sferei de influența Duhului Sfânt, a darului Lui Dumnezeu pe care Petru îl spunea că este necesar pentru mântuirea noastră. Dragii mei, pe lângă aceasta, o chestie de final. Mai aud din ce în ce mai des în lumea noastră adventă, oameni suși-uși, oameni de elită, oameni scolastici, dacă vreți. Domnule, o declarație care pe mine mă sperie. Am venit la credință citind simplu, ca un copil la 16 ani, ideea versetului de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei prieteni, așa de frumoasă a fost declarația aceasta, că inima mea s-a topit, ce minunat, ziceam eu în mintea mea, că am un tată care este în ceruri și și-a trimis pe fiul său Domnul Hristos ca să mă mântuiască și pe mine. În, de atunci până astăzi, nu numai că am dezvoltat o relație frumoasă cu Tatăl meu din ceruri, dar am dezvoltat o relație frumoasă cu Mântuitorul. Meu, iubit Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. E ca astăzi să aud uh, ceva care face să, se, uh, să se, mi se ricepăr un cap sau să mi se facă pielea ca de găină. Uh, am întâlnit în lumea pastoral chiar și la predici, oameni care spun că Domnul Iisus în realitate nu este Fiul lui Dumnezeu, ci este doar o figură de stil sau o metaforă pe care Dumnezeu sau Biblia o folosește ca să impresioneze inima noastră uh, să înțeleagă înțelegem mai mult dragostea lui Dumnezeu față de noi, dar în realitate Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, nu are un fiu, că nu are cum. Dom'le, ideea asta că Isus e doar o metaforă, că nu există conceptul de tată și fiu, că de fapt Isus este Dumnezeu și Tatăl este Dumnezeu, nimeni nu contestă treaba asta. Dar, dragii mei prieteni, cum spunea Iov, din dragoste pentru Dumnezeu vă apucați să mințiți? Asta spune cartea lui Iov. N nimeni nu contestă ideea că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nimeni nu contestă divinitatea Domnului Isus. Problema este că atunci când ei de la Domnul Isus prerogativul de fiu, distruge Evanghelia, frate. Nu există ceva mai frumos, ceva mai nobil, ceva mai atrăgător în cuvântul lui Dumnezeu decât această noțiune între Tatăl și Fiu, între Tatăl Ceresc și Domnul Isus Hristos. Și dacă versetul de aur în care spune că Tatăl și-a dat pe Fiul Său este doar o metaforă sau o figură de stil, Că în realitate sunt doi Dumnezei care s-au întâlnit în univers și au dat mâna unul cu altul fără să aibă o relație de tată și fiu. Mi se pare atât de acerbă când Domnul Iisus Hristos spune în Matei 10 cu 29, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celui, ci cel ce face voia tatălui meu. Când Iisus numește pe Dumnezeu, tatăl meu, e tot o metaforă. Nu se vând oare două vrăbii pe un ban, Matei 12 cu 50, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui meu. Deci când Mântuitorul exprimă continuu, Matei 18 cu 14, căci oricine face voia tatălui, tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Tot așa nu este voia tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți, Matei 21 cu 31. Ioan 5 cu 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Jude după cum aud și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. Ioan 6 cu 40 spune voia tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul să creadă în El și să aibă viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci Domnul Hristos are atribut de Dumnezeu pentru că spune Eu îi voi învia pe ăștia. Numai Dumnezeu învie oamenii, nu? Dar în același timp, Domnul Hristos în calitate de Dumnezeu nu se erijează să numească pe Dumnezeu Tatăl nostru. Adică nu poți să spui că toate aceste expresii, Iisus ca fiu este o metaforă Tatăl, nu, Domnul Hristos spune Tatăl meu, voia Tatălui meu. Și asta este o metaforă. Prieteni, vreau să vă împărtășesc ceva care o să vă surprindă. Această idee că Isus nu este Fiul lui Dumnezeu, o găsiți în teologia și în tradiția musulmană, dragii mei prieteni. Am, eram pe avion și circulam cu un domn foarte bine distins. M-a văzut că am deschis Biblia și am început să citesc și mă întreabă, uh, spune-mi, tu crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Am zis, da, cred că Isus, Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Aceeași esență cu Tatăl. Zice, nu există niciun verset în Biblie unde Isus însuși să recunoască că este Fiul lui Dumnezeu. Am, am uitat la el, zic, dar ce religie aveți? Sunt musulman. Zic, dragă, domnule, prietene, când Domnul Hristos spune, Tată, te rog, leapă de paharul acesta de la mine. Tată, te rog, binecuvântează pe aceștia, cu unitatea care e între mine și tine, în dragostea noastră și așa mai departe. Cum spui dumneata că Iisus nu se recunoaște pe sine ca fiu când el uh, îl, îl numește pe Dumnezeu Tatăl nostru? Și uh, prietenul uh, de pe scaunul nu, alăturat uh, spune, domnule, Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu nu are un fiu pentru că n-a avut o soție și așa mai departe. Au ajuns la speculații omenești. Ceea ce este interesant, vreau să vin la dumneavoastră cu câteva declarații, atât din Coran, cât și acelor care, mă rog, sunt eminența cenușie spirituală a. Mă rog, acestei religii islamice. Declarația este limba engleză, dar încerc să o traduc cât se poate de repede. Nu putem respinge ideea sau legi legitimitatea ideii folosite ca o metaforă. De fapt, în Coran se recunoaște ideea că noțiunea că Isus este Fiul lui Dumnezeu este doar o metaforă. Ei, am auzit pastori care confirmă sau reconfirmă declarația sau. Tip, tipicul de gândire care se găsește în lumea tradițional-musulmană, în care mai toată lumea promovează ideea că Isus n-ar fi mai înalt sau uh, n-ar fi Fiul lui Dumnezeu pentru că atunci ar atenta la securitatea și integritatea profetului uh, Coranului, care este Mohamed. Deci, uh, prieteni, când oamenii teologiei islamice spun că Isus uh, Fiul lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu, uh, n-a fost decât un servitor, iar ideea de Fiul este doar o metaforă, când aud oameni care cred în Domnul Hristos, care cred în revenirea Lui, că spun că Mântuitorul este uh, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este doar o metaforă, și că textul de aur al Bibliei este doar o metaforă, prieteni, acesta este un lucru îngrozitor. În planul de a salva o lume pierdută, ei doi au fost cei care s-au sfătuit. Legământul păcii s-a făcut între tatăl și fiul. Planul de mântuire nu a fost o idee venită mai târziu, ci a fost Taina lui Dumnezeu, ascunsă de veacuri, care era temelie pentru tronul lui Dumnezeu. Imaginați-vă cât de profundă, cât de adâncă este această declarație, dragii mei prieteni. Înainte ca Dumnezeu să aibă un tron și a pus temelia tronului, și acea temelia tronului era planul de mântuire, că Iisus Hristos, Fiul Său, a iubit să moară pentru noi. Eu am fost ateu, dragii mei prieteni, și dacă mă convingeți, că Domnul Hristos este doar o metaforă și că de fapt textul din Ioan 3 cu 16 este o fantezie, este o figură de stil, este o fentă pe care, mă rog Dumnezeu în înțelepciunea sa, ipotetic vorbind și prin absurd, ar oferi-o umanității ca să-i dar adevărul este altul, dincolo de fantezie, dincolo de metaforă, n-am decât să mă întorc înapoi la ateism. Este pentru Duhul Sfânt, pentru uleiul acesta din candelă, să se scurgă printre crăpăturile inimii mele. Bunul Tatăl cere să ne binecuvânteze, dragi mei prieteni, ca să nu trăim experiența fecearilor neînțelepte, ci să trăim experiența celor care s-au dus la sursă, s-au dus la Domnul Iisus Hristos, înțelepciunea și au luat de la el înțelepciunea aceea minunată și au fost binecuvântate de, de Mântuitorul nostru cu uleiul din candelă. Te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi, ca să poți să merg la Mântuitorul să cumpăr alifie. Înainte trebuie să recunosc că sunt orb, că dacă nu recunosc că sunt orb și eu le știu pe toate, n-am nevoie de alifia Domnului Hristos. Dar în această seară alături de dumneavoastră am ales prieteni să recunosc că sunt ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, ca Samson care îmi pânzea, care îmi împingea la piuă acolo în fața filistenilor. Dumnezeu să se îndure de noi, să ne, să ne vândă și nouă alivia pentru ochi, dar nu în stilul în care Simon Magul zicea, cu bani. Nu, valoarea sau tranzacția între mine și Isus, ca să mi să pot cumpăra alifia pentru ochi, ca așa spune Isus, cumpără de la mine, este să te vinzi pe tine însuți. În această seară am hotărât, din nou și din nou, să mă vând Domnul Isus Hristos pe mine, cu trup, suflet, minte, inimă, tot ce am, să mă vând pe mine Lui și să-mi dea acea alifie pentru ochi, ca să văd și când marele mesager în Valea Umbrei Morții, în întunericul absolut din Valea Oaselor, va striga, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinare, să fiu și eu printre cei care ascultă glasul nu cu teamă, nu cu groază, ci cu bucurie și cu pace în inima mea și în sufletul meu. Bunul multate cere să ne binecuvânteze pe toți frățiorii mei scumpi. Amin. Să ne rugăm. Iubite Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos, Fiul Tău, că ne-ai dat permisiunea să venim la Tine, ca bucuria noastră să fie de plină, așa cum ne-a spus Isus, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, Domnul Hristos. Când ne-a spus ca bucuria voastră să fie de plină, cereți orice Tatălui meu din ceruri în numele meu și veți primi. În această seară am ales să venim în numele Fiului Tău, Domnul Hristos, să-ți cerem ție, Tată Ceresc, tot ce tu știi că este important pentru viața noastră, pentru că avem nevoie de de toate: avem nevoie și de aur curățit prin foc, că suntem săraci, ticăloși. avem nevoie și de haine albe, ca să nu ni se vadă rușinea goliciunii noastre, nenorociți suntem. Și avem nevoie și de alifia pentru ochi, tată bun, pentru că suntem orbi și goi. Doamne, fieți milă de tot poporul tău, ajută-ne ca fiecare os din valea oaselor poporului tău, să se adune, să se apropie și să producem, să producem noi acea unitate uh, în gânduri, în simțire și în, 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 în consacrare în poporul lui Dumnezeu ca să putem să fim uniți. Și când osul cu osul s-a unit și poporul lui Dumnezeu produce această unitate prin prezența dragostei tale, să putem să primim nu numai arvuna, Duhului Sfânt, dar și plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Iubită Tată, îți mulțumim încă o dată pentru harul de a putea îngenunchea înaintea Ta câteva momente de rugăciune. Îți mulțumim, Te iubim și Te așteptăm în numele Lui Isus. Amin.